Felicitări, Denis, pentru gol lunii. Descrie-ne un pic reușita ta. Mulțumesc frumos. O execuție ușoară. Am ales să șutez la poarta din poziția aceea. De acolo îmi place să trag cel mai bine și am văzut că se poate. A fost colțul lung liber și am ales să fac asta. Tu spui ușoară, dar noi am văzut mingea intrând în poartă abia la reluare. Sunt obișnuit cu execuțiile astea. Astea îmi plac cel mai mult și îmi doresc să dau cât mai multe din astea. Pe cine ai văzut șutând în halul ăsta cu stâng? Roberto Carlos. Clasic. Ce înseamnă pentru tine acest premiu? Mă motivează foarte mult. Îmi doresc să am o colecție cât mai mare de astfel de premii și să motivez pe toată lumea să vină la Victory Cup să ajungă la aceste performanțe. Cum descrii experiența voastră a echipei tale la Victory Cup? O experiență relativ bună, dar trebuie să fii și pregătit pentru acest campionat. Ce vă propuneți? Ce își propune echipa ta în sezonul viitor? Clar, ne propunem promovarea, pentru că și anul ăsta ne-am dorit chestia asta, din păcate am fost loviți de accidentări și nu am avut lotul disponibil pentru sezonul acesta, dar sezonul următor vom veni mult mai puternici. Spune-mi ce jucător din România îți place și ce jucător din străinătate? Din România, clar, Coman, Florinel Coman, iar din străinătate, Bellingham. Echipa voastră, așa, ca stil, cu ce echipă se aseamănă din fotbal? Este greu de spus, nu știu mai exact să spun asta, dar nu știu să dau exact. Din partea partenerului nostru Ergol ai primit un voucher în valoare de 500 de lei. Îl vei cheltui în magazinul lor online, articole sportive. Te-ai gândit la ceva anume? Sigur, încălțăminte, bineînțeles. Mai punem la colecție.